Magazinul Zeus, în Târgu Jiu, strada Popa 7, numărul 1, telefon 0253-212-137. Zeus, cel mai bun furnizor de papetărie birotică și tipizate. Profesor. A doua parte a emisiunii din această seară, continuăm să analizăm ce se întâmplă pe scena politică. Și ne scria cineva în prima parte a emisiunii, cei din PSD Negomir, dacă te pui consilier pe liste la un alt partid, te amenință că sună pe la unitățile miniere sau la alte societăți că te dau afară. Da, adică aceleași amenințări pe care le-am mai văzut și în perioada anterioară, dar atunci era vorba de oamenii care lucrau în minerit și energie, presiunile pe care ei le acuzau. Ei bine, de data aceasta vedem din zona politicului pentru cei care le-ar putea fi adversari. Adică nu pot oamenii să candideze, domnule Anghelou, este ilegală chestiunea asta? Dacă nu ești membru al PSD-ului, nu ai voie nici la alții. Nu este adevărat. Da, dar hai da, să zicem logic că nu este astea, adevărat, dar faptic e posibil. Acestea, deci logic, adică pe lege nu e adevărat. Deci poți să, nu, cum adică nu poți candidezi decât pe listele PSD-ului. Alegerile sunt libere, funcție de opțiunile fiecărui cetățean. Dacă vrea să candideze sau pe cine să voteze. Deci dacă astfel stau lucrurile și deranjează anumite politici de forță pe care le ia un partid sau altul, atunci de ce nu se întorc oamenii când votează vis-a-vis de această stare de fapt, aceste uzanțe, acest mod de a proceda, că atunci se pot întoarce lucrurile. Deci, la fiecare problemă există câte o soluție, chiar dacă nu e una, să zic așa, pe față, că n-ai posibilitățile să rămâi în picioare când vine valul, să zic așa. Dar pot să procedeze în altfel, dacă înseamnă că totuși, dacă nu se schimbă uzanțele astea, nu-i deranjează pe majoritatea, că majoritatea dă direcție. Eu am văzut într-un sat adiacent municipiului Mătru un membru marcant al unui partid, a stat de dimineața și până seara și a spus că trebuie să iau de aici 250 de voturi. 250 de voturi a luat. Discutăm de... Oamenilor le este teamă să se scrie... Bine, dar de ce puternici? Să le fie teamă oamenilor? Pentru că sunt de 26 de ani lor, asta s-a binecuvântat în România. Și atenție! Avem în momentul de față un guvern tehnocrat și chiar și la conducerea Complexului Energetic Oltenia o conducere tehnocrată. Unde să mai apeleze PSD-ul sau unde să-și exercite influența PSD-ul dacă nu mai este domnul Ciurel? La nivel local. Uite, cum spunea și domnul Zlapciu, cum spunea și telespectatorul. Da, dar spunea telespectatorul nostru că sunt amenințați că vor fi dați afară de la cariere. Și cine conduce comunitatea respectivă la Negomir? Carierele nu dau afară când vor domni directori de la cariere. Sunt terenurile oamenilor. Vă spun eu ce se întâmplă poate la Negomir, că am bătut la pas acea comună. Păi credeți că acolo există un om mai mare decât primarul? Niciodată nu se vede. Și chiar dacă nu mai candidează domnul respectiv, tot o să aibă o influență în minerii. Pentru că acolo au fost, știți bine, cariera respectivă care s-a întins pe o suprafață foarte mare de teren și foarte bine că a cumpărat terenul de la oameni, dar teama... Și cel puțin nu mai stau nici la poartă în perioada asta, să vedeți de vorbă. Pentru că încă le teamă oamenilor după 26 de ani să se exprime liber. Trebuie să știe că acele amenințări sunt ilegale, sunt niște abuzuri împotriva lor, le sunt încălcate niște drepturi. Și adresează cui? Sunt infracțiuni până la urmă.
pot să se adreseze nu poliției din localitate. Există o procuratură la nivel de Târgu Jiu. Un tun de 8 milioane de euro la motul care s-a dat pe concesiunile oamenilor din municipiu motul. Ce credeți că s-a întâmplat ceva? Și nu se va întâmpla. Discutăm de amenințări. Păi în codul penal mai există chestia asta? Există. Eu știu că nu mai există, vă spun eu. Există deci și oamenii pot... Calomnia s-a scos din codul penal. Pot să facă plângere. Calomnia, da, dar aici vorbim de niște amenințări. Vorbeam de situații de genul ăsta. Primarii în funcții au mult mai multe pârghii pe care la dispoziție decât ceilalți candidați. Pentru că primarii să spune, să facă un trafic de influență, să comită un abuz. Dar ce credeți că primarii ăștia sunt spovediți unde muntele Atos? Nu trebuie să sune. Trebuie să meargă, să... Au atâția politici poate lor care... transmită mesajul. Deci nu, nu, este foarte adevărat, e clar că avantajul primarului în funcție foarte, foarte greu poate fi anihilat. Deci ăsta este un lucru constatat și verificat. Dar atenție, primarul în funcție este pus acolo de oameni. Este ținut de votul unor cetățeni. Aceiași cetățeni pot să îl dea la o parte. Sigur, așa ar fi normal. La primele alegeri. Vedeți, și atunci... Vedeți dumneavoastră, în timpul exercitării mandatului, un primar își face, are cercul lui de, oameni care îi sunt alături. Da? Loial. Și, această mulțime de la un mandat la altul se mărește. Deci primarul are pârghii la dispoziție, servind pe unul pe altul sau servind interesurile unuia sau altuia. Pe fiecare scară de bloc, câte un om, câte 10 invitații, v-am adus invitațiile de misiune dumneavoastră, știți foarte bine. În mediul rural nu sunt blocuri, trebuie să ia din partea. Mai mult decât atâta, doamna a fost ministru a muncii, ați văzut în perioada de alegeri, nu știu când, acum vreo 2 ani, da? Au început să mai pluseze cu încă 100 de lei, 200 de lei pentru cei care au venituri mai mici. Și era legal făcut, dar era în perioada aia, și asta am spus, în perioada asta de alegeri, că legea este prost făcută, ar trebui să nu mai existe. Deci, domnule, 3 luni de zile înainte de orice tip de alegeri, nu mai există pomeni electorale. Indiferent ce am spus noi că sunt legale. În anul respectiv, n-ar mai trebui să existe lucrurile genul ăsta. Cam greu. Din punctul ăsta de vedere s-au ținut de cuvânt tehnocrația anul ăsta. Da, nu a fost. Da, așa e. Așa. Da, pentru că nu mai au de unde să mai dă. Bine, acum tehnocrații pot să dea câte pomeni vor, că nu se știe către cine ar merge votul. Dar știți că... Poate că de-aia să-și abțin. Și la fundul sacului, nu mai au de unde să mai dă. Au tot dat de-a lungul a 4 ani de zile, s-au tot făcut fel de promisiuni. Da, dar unde au dat, domnule Slavciu? Că vorbeam de acele sporuri la pensiile domnilor parlamentari. Acolo au dat, că am văzut. Cum n-au? În alte zone nu prea au mers. Sau dacă a mers așa, câte ceva simbolic, adică... Eu am altă părere, o părere îndoielnică vis-a-vis de performanța și calitatea acestui guvern, chiar dacă se cheamă de tehnocrați. Eu, cel puțin, la cât, mă rog, câte cunoștințe am eu, în ceea ce privește această noțiune de tehnocrat, este paralelă cu reprezentanții acestui guvern care se zice că ar fi de tehnocrați. Cred că a fost o mare greșeală. Și, din păcate, o plătim sau o suportăm această guvernare toți. Nu este ce s-a așteptat niciun partid, nici celălalt. Vorba aici mă refer la cele două mari partide vis-a-vis de compromis. E o soluție. Compromis, nu este a fost o soluție. Sau n-a fost o soluție, mai precis. N-a fost o soluție, dimpotrivă. Eu zic că lucrurile s-au... au luat-o în jos vis-a-vis de performanța acestui guvern. Da, dar și pot spăla păcatele cu un proiect regionalizare. S-ar putea întâmpla acest spălat de păcate să fie prea târziu. Și cu o lege foarte bine, bună pusă la punct în privința administrației. Legile nu le pot da, e parlamentul. De asta e lucrurile legale. Ei, mai au și, știți foarte bine că și domnul Ponta dădea pe noaptea, făcea câteva... majoritatea parlamentară dă și guvernul. De azi lucrurile legate. Nu poți tu, guvern, să dai o ordonanță care pe urmă parlamentul ți-o întoarce, că nu poți să o transformi în lege. Deci lucrurile sunt legate. Așa e legislația. În momentul în care s-a ales acest guvern, tehnocratea să gândească că inclusiv Constituția și legile statului astea nu sunt pentru astfel de guvern. A mai fost o situație, nu ca asta, a mai fost o situație, cu să ne amintim, cu guvernul Stolojan. La vremea aia încă mai
mai aveam posibilități, da. Acum nu mai avem ce, dar, de atunci și până acum s-a ras tot aproape. Dar, dacă este să ne amintim domnul Orzan numai de Târgu Jiu, pe vremea când era Stolojan, era și cimentul, era și CPL-ul, sigur, era și fabrica de cărămide, era și fabrica de sticlă, erau toate care le-au ras între timp. Dar acum n-a mai rămas decât ce ăsta. Dar acest guvern nu poate să fie, eu știu așa, 100% un guvern de ăsta liber, că un guvern de tehnocrație, un guvern din punct de vedere al angajamentului politic fără, da? Deci asta e și noțiunea eu de tehnocrație. Eu nu pot să nu iau dar un calcul este, dar, că... dar este, el a fost votat de niște partide de parlamentare aparținând unor partide politice. Deci clar. N-am fost niciodată cu acest parlament care a votat. Acum haideți să fim și să ne întoarcem puțin în 2012 ce s-a întâmplat când a luat puterea, nu, USL-ul, păi erau prin toate sălile de apel, prin bas, fel de fel de... Nu, aia a fost, în opinia nici mea, acum, a nici fost cea mai, mare, cea mai mare greșeală care s-a făcut. Păi nu, ce propagandă electorală s-a făcut în perioada asta, respectivă? Păi asta a făcută de 5 oameni, că asta a fost, USL-ul ăsta a fost făcut de 5 oameni care după aceea au dictat că noi am făcut parte, noi PNL-ul din această grupare, da? Au dictat, acolo au stabilit, ei s-au întâlnit, ei de, nu știu, de 3-5 ori, așa, au pus baza acestei uniuni. Au făcut 3 drumuri până la Cluj, domnul Orzan. Așa, și după aceea au venit în teritoriu și au impus o structură care nu putea să funcționeze, având în vedere că n-a pornit de jos în sus, n-a fost asimilată. Și mai e un lucru care a trebuit să... Românii trebuie, și l-au perceput, eu vă spun că l-au perceput. Asta a fost ambiția unui capul. Iată că în 2012 s-au ales pe liste parlamentarii noștri, dragi, da? Păi, nu, în nominat s-au ales, că asta e, că a fost o lege greșită. Nu, stai de să spun, au ales, da? Da. După ce au intrat în Parlament, s-au creat grupuri dintr-o parte sau altă, PPDD-ul cel puțin s-a scindat, s-a dus, și s-au creat un pol de putere, eu știu, unui partid care nu avea niciun drept să... Nu? Iar legea ar trebui corectată și, dom'le, ai candidat pe lista unui partid, ai plecat, ți-ai pierdut funcția. Păi noi alegi local, nu putem să facem chestia asta. Păi nu. Aici Constituția la unii le permite să mai... Și după aia am ridicat în slăvi un domn sau, eu știu, o doamnă, că nu mai eu știu pe doamna care era pe la loterie odată, pe la nu știu ce partid. Da. Doamna Mică. Și a trecut doamna Mică la vreo 5-6 partide, cu ultima dată spunea că vrea să fie condusă de un general, acum nu mai vrea de altcineva. Da. Deci iată ce mentalitatea au unii din parlamentarii noștri. Și atunci dacă legea nu este clară, spui, ai plecat dintr-o parte într-alta, ți-ai pierdut mandatul. Bineînțeles. Este corect. Ai fost ales pe un program electoral al unui partid și acum vrei să vii să le spui, eu știu ce altceva. Doar ca să-ți păstrezi funcția și probabil să te mai pună pe încă o dată pe... Ei, oamenii ăștia trebuie să dispară din politică. Ei se pot plimba cum vor, da? Deci în 3 zile schimbă 7 partide. Deci aici ar trebui intervenit din punct de vedere legislativ. Domnule, dacă eu ales local... Puterea legislativă încă o dată spune parlamentul. Da, sigur, dar n-au voie de noi. Păi și domnul parlamentar să voteze împotriva libertății lor de a se muta dintr-un partid în altul în funcție de interese, e mai greu. Dificil, e mai greu. Da. Ce facem cu votul care este cam, sau o să fie așa, sfărâmițat? De ce spun asta? Pentru că vedem foarte multe partide, foarte multe partide, foarte mulți candidați. Sunt în momentul de față, cred la Motru au fost anunțați cei mai mulți candidați la primărie. Da, o să vedem și la Târgu Jiu câți vor fi. Facem, în avantajul cui? Facem un pariu că mâine, dacă primarul Hanu vrea să candideze, vă spun că vor rămâne 4 pe înscriși. 4 vor rămâne. Au avut curaj acum pe ultima 100 de metri, azi nu mai candidez. Nu mai candidez pentru că știe că ce să mai facă domnul primar Hanu la Motru? Purcea e moartă în cote, scuzați-mă expresia. Domnul Hanu face ce vrea la Motru, o să vedem niște fotografii imediat. Cred că o să fie consilier județean domnul Hanu. Ei, haideți că i s-a promis că va fi președintele consiliului județean. Eu ne m-aș bucura să ne luați de la Motru, să ne scăpați de dumnealui. Probabil că nu o să mai... Da. Pe cine avantajează, pe cine dezavantajează această chestiune? Foarte mulți candidați, foarte multe partide, votul, spuneam, o să fie împărțit. PSD-ul în municipiul Târgu Jiu pleacă din start cu un avantaj, avantajul primarului în exercițiu și al electoratului fidelizat.
Ce se întâmplă cu celelalte formațiuni politice, cu ceilalți, cu candidații lor? Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt cât se poate de clare. De altfel, de asta și sunt sau se desfășoară alegerile așa cum se desfășoară în momentul de față. Această fărâmițare sau, eu știu, această apariție a mai multor partide, să nu uităm că de un an jumate, parcă, sau de 2 ani de zile, poți să înființezi un partid cu 3 membri fondatori. Este o chestie la îndemâna oricui, practic. Și dovadă că au și apărut foarte multe partide în ultima perioadă. În contextul ăsta... Da, în contextul ăsta, bine, nici nu trebuie să... Nu mai am un pic, Gigi. Și în momentul... Câte sunt înscrise? Sunt 180 de înscrise la Biroul Electoral Central. În condițiile astea... Formațiuni, partide și asociații... Pe cine avantajează chestiunea asta? La modul cum se votează acum, avantajează partidele mari. Sigur. Din start. Sigur, sigur. Fiindcă cele mici n-au forța, n-au posibilitățile, poate vor mai fi unele câștiguri locale, colo, colo, colo și așa mai departe. Dar una peste alta, acest lucru avantajează partidele mari din țară. În altă ordine de idei, acest lucru nu este perent. Nu va rămâne în permanență așa, fiindcă inclusiv viața acestor structuri, formațiuni, că astea nici măcar nu sunt partide povesti, formațiuni politici, viața lor este scurtă, fiindcă odată având un insucces major, o formațiune politică nu poate să rămână în picioare în situația în care este în afara jocului sau, mă rog, în afara perimetrului politic de zi cu zi. În condițiile astea, 80%, cel puțin, dacă nu chiar mai mult, vor dispare. După aceste alegeri, lumea din partidele astea mici, care au apărut acum în prag de alegeri, cu candidați în 15-20 de localități, că n-au putut mai mult, sau cu candidați numai într-un județ, sau candidați numai într-un oraș, și așa mai departe. N-au cum să reziste. Chiar dacă au oameni, vă ziceți, poate în unele locuri vor avea succes vis-a-vis de oamenii pe care îi promovează. Dar astea sunt chestiuni absolut punctuale, sunt excepții care confirmă regula și regula asta este. Nu vor avea viață lungă astfel de politici. Și încet, încet, tot într-acolo se vor coagula. Asta e normal. Trebuie să rămână 3, maxim 4 mari partide politice care să știe, să-și promoveze oameni de calitate și așa mai departe, care să creeze partide de guvernare și partide de opoziție. Sau partide de guvernare și partide de opoziție. Orgolii. În momentul în care lucrurile astea nu se întâmplă, nici performanța nu apare. Da, nu, cum spunea domnul Slapciu, orgolii. Orgolii sunt la mijloc, fiecare vrea să conducă de un orgoliu. Partid. Păi, da. Eu, de 26 de ani ne rugăm să avem 3 partide mari pe scena politică. Orgolii și mai este un lucru interesant. Exact. Interesele. Da, dar dincolo de orgolii mai sunt și interese. Dar câtă vreme nu se materializează, nu rămân în picioare. O să vedeți că candidații cu care nu vor fi votați nici măcar de membri de familie. Deci o să fie candidați cu 3 sau 10 voturi. Și ei se gândeau la început că o să ajungă. Domnul Orzan, mai apare ordonanță 55, uite așa Păi, pot să apară 20 de ordonanțe 55. Doamne ferește să apară vreo ordonanță gen voturi, să poți să intri fără să câștigi niciun mandat, să intri în Parlament. O să vedem ce se va întâmpla cu aceste partide mici. Așa cum au apărut, așa dispar. Candidaților care... nu obțin voturi, n-au cum. Care deci, fragmentează aici, votul. Asta ați văzut, că și în sesiunea actuală în Consiliul Județean sunt reprezentate doar 3 partide. Deci nu, ca acut 8 ani sau 12 ani în urmă, erau 5 sau 6. Eu vă spun că mai obțin și voturi, pentru că sunt partide care își afișează un program de ăsta electoral, nu poți să, nici dacă ai fi extraterestru, n-ai cum să... Dar nu trec pragul. Asta e, nu trec pragul, dar nu o să ia... Scăderea de prag electoral, dacă se scădea pragul la 2%, cum propuneau unii, vă dați seama că atunci avea un suflu, aveau partidele astea. Toată lumea se așeza la masă. Bineînțeles, și apăreau candidați. Toată lumea participa la banchet. Sigur, apărea atunci. Da, tocmai de asta... unele partide
și, din păcate, pentru ele multe din aceste amici vor rămâne pe din afară după alegeri. Dar, dincolo de alegerile care sunt în această vară, mai avem o rundă de alegeri spre sfârșitul anului, alegerile parlamentare. Partidele și partidulețele mici care nu vor reuși să obțină ceva la alegerile locale vor mai încerca o dată la cele parlamentare? Sigur, sau sigur, vedeți sigur. În toamnă niște noi jocuri politice? Din experiența care o am vis-a-vis de activitatea politică în țara asta românească, să știți că nu alegerile locale au fixat în rădăcini partidele politice, ci cele parlamentare. Dacă la parlament reușești să-ți promovezi 2-3 parlamentari, începi să prinzi un pic de coaje, începi să te structurezi, mai cauți, mai faci, mai ajungi, mai nu știu ce, începi să prinzi rădăcini încet, încet. Deci în ceea ce privește modalitatea de rămânere în viață pentru aceste partide mici, nu alegerile locale sunt. Alegerile locale pot ajuta, dar dacă pe cei care participă la parlamentar. Dar dacă reușești la parlament să îți promovezi câțiva oameni, să câștigi colegii sau să, mă rog, să faci numărul de, că nu mai ai pe colegii acum, faci numărul de voturi pentru un mandat. E, ăla e cert. E cert. Dar acolo e bătaia. În momentul în care reușești să faci treaba asta, atunci ai șanse să rămâi. De-aia am și spus că minim 80% dintre ele să duc. Dacă poate și 20% procent mare. S-a demonstrat că... Deci parlamentarele păstrează partidele. Alegerile parlamentare sunt o copie a celor locale. Dacă n-ai obținut rezultate la locale, n-ai nicio șansă. Depinde ca mare măsură de primarii, în primul rând. Și ai intrat în parlament cu 2 deputați sau 2 senatori, automat în 2 luni de zile negociază. Deci local, era foarte important să fi schimbat legea, odată ce ai rămas pe lista, ai fost ales pe lista unui partid să... Eu deja am luat în calcul că asta câtă vreme o fi să fim, n-o să se întâmple. Asta e elementar. Nici n-o să primiți. Nu. Da. Dacă nu o să se întâmple la noastră în partid, nu o să primiți. Eu vă spun că cu brațele deschise. Toate partidele o să facă asta în parlament, atât timp cât se permite. Chestia asta o cer de 20 de ani să nu mai plece parlamentarii. Și nu s-a realizat, din păcate. Păi nu să rămâi și nici nu o să fie. Ce, credeți că se schimbă? Nu, nu se asta schimbă, spuneam, că nu se va poate, schimba. Poate invers, se va reveni și la posibilitatea ca și local să poată să facă același lucru, pentru că asta se poate întâmpla din direcția asta, dar... Pe parlament. Acum, cert e că, așa cum se întâmplă, uite, vedem că ceea ce s-a întâmplat este neconvenabil atât pentru societatea românească cât și pentru țară. Asta este partea proastă, că dacă n-ar fi treaba asta, și poate nici nu ne-am lamentat atâta, dar mergem din rău în mai rău. Vreau să mai spun un lucru înainte de pauza. Din rău în mai rău, deci, populația. Doamnă, am zis din start, politica se face pentru cetățean. Nu altfel. Așa ar trebui. La noi să știți că și nu în campania electorală. Așa am început această emisiune. O fac domnii politicieni ar mai mult pentru cei ei care înșiși. Fac politică, de aici ar trebui să plece. De aici ar trebui să plece. Nu fac pentru mine însumi sau pentru 5 de-ai mei. Fac pentru cetățean. Că atunci când nu cupe 5 voturi, ajungi parlamentar, primar, consilier județean și așa mai departe. Ei, dacă ne uităm la dosarele instrumentate de DNA și de alte organe, vedem că a fost exact invers. Înainte de pauză, vreau să spun un lucru. Vă rog. Vorbeați dumneavoastră sau o constatam și noi, aglomerație foarte mare de parlamentari pe la DNA și în fine. Și, cu și probleme, nu numai. Și nu numai, dar cu probleme. Dar eu cred că asta este o consecință a votului, acelei legi, a votului uninominal. Mi se pare mult mai bună formula care a fost înainte și care se va implementa și în această toamnă, a votului pe listă. Pentru că pe votul nominal au intrat în Parlament numai figuri din astea care au venit și exemple. Eu sunt un om care dau exemple. Care și-au cumpărat mandatele. Deci, dar ca și calitate a omului respectiv din punct de vedere politic, dacă să spunem așa,
Nu s-a demonstrat de niciun fel. Deci faptul că tu ți-ai cumpărat un șef de partid, ți-ai cumpărat un mandat și că ai ajuns acolo să nu știi nici măcar lucruri elementare și să nu răspunzi la, nu mai vorbesc de folosirea limbii române și altele și altele, așa? Deci lucrul ăsta s-a văzut. Calitatea Parlamentului a scăzut foarte mult din momentul aplicării în 2008 a acestei legi. Dată de domnul Patru Tărician, nu? Sau da, fie? În fine, mai contează acum. Păi contează că de-am ajuns acum în momentul și atunci, în punctul da. Ăsta. Dacă vorbiți de Tărician, vreau să vă spun că acea lege a fost negociată și susținută de către PNL împreună cu PSD-ul, deci ca să știți lucrul ăsta. Da. Asta ca să fie clar. Da, să fie clar, așa s-a întâmplat. Așa cam multe legi a susținut PNL-ul și PSD-ul în ultima perioadă. Deci, nu știu, atunci... Dar vă întreb acum pe liste, că discutam și credeți mă vă spun... Nu, pe liste e altceva. Nu da, dar vă dau pe exemplu Ilie Petrescu pe listă. Două mandate de senator. Pe domnul Orzan, eu n-am nimic cu el. Dar... Nu știu care a fost evoluția lui atunci, nu mi-am amintit sincer. Păi haideți să dăm exemple că populația... Păi dar ăsta confirmă regula. Deci unul singur, nu putem să-l luăm pe... Păi vă mai dau încă 10 exemple dacă vreți pe listă. Nu știu, pe Borja nu prea mai văd în afară de... Dar de ce să nu fie și domnul când discuți de listă, discuți de niște afinități, priorități la nivel de partid. Nici aceea nu e ok. Ideal ar fi să fie uninominal pe listă, adică cetățeanul când vine sunt 5 oameni pe lista PSD-ului să aibă, sau 20. Bă, eu îl votez pe Popescu de pe lista asta, nu pe Angheloiu care e pe locul întâi. Și atunci toate voturile sale PSD-ului câștigă mandatul cine are cele mai multe voturi. Asta ar fi ideal. Interesant ca nu șeful de partid să-l pună pe listă. Ar fi interesant ca să se facă alegeri în interiorul partidului la nivelul județului. Preliminare. Să fie ales de cei care... Discuți de partid, un partid, mă rog, niște uzanțe, nici nu seamănă partidul meu cu al dumneavoastră sau cu al lui domnul Orzan. Statutul stabilește, acolo nu poți să spui, să-i creezi niște limite de modalitate. Și dacă ți se impune de la centru, știți că de multe ori... Păi tot în partid. Tot în partid. Vin de la centru și ce ai susține-ți că sunt cei mai buni și tot acolo ajungem vârful piramidei respective. Tot îi vor conduce, vă spune. Când pui pe listă să ai posibilitatea... Eu știu, eu și cu domnul Angheloiu știm că la PNL Gorj datorită rezultatelor de la locale, noi nu puteam să avem candidați de la Gorj de aici. Veneau candidați impuși din București pentru că așa se, prin statut era prevăzut că dacă n-ai obținut un anumit procent la locale, nu ai dreptul să propui candidații locali la parlamentare. Și cei care sunt candidați de import. Da, deci noi am avut importuri, am avut importuri, da. Și atunci venea cineva de la centru. Păi, a venit cineva de la centru. Și trec în vizită așa din 6 în 6 luni pe la noi, că și acum sunt impuși. Nu? Mă rog. Sunt impuși de la centru sau au fost, vin încă o dată să-și ne mai iau câte un mandat? Ei, o să vedem în toamnă deocamdată, nu sunt impuși de la centru. La locale nu pot fi impuși de la centru. Nici nu le convine lor. Exact. Nu cred că cineva vrea să vină în provincie să stea 4 ani și să măture străzile. N-are cum, dacă n-ai domiciliu, dacă n-ai domiciliu, nu poți să candidezi. Se poate face domiciliu cu câteva luni înainte. Dar n-are niciun sens. Nu-i problemă. Nu-i problemă. Dar primarii trebuie să stea în localitățile respective, sigur, gestioneze treburile. Și atâta timp cât și primarii depinde acel pix miraculos, îți dau sau nu îți dau? Știți? Îți dau niște bănuți acolo la rectificare sau eu știu care banii care vin de unde vin, nu? Iar e o problemă. Și asta iar e cea mai ce gravă. Ce faci pentru mine, nu? Ce faci pentru mine? Cam asta să știți că se întâmplă la dumneavoastră la motru. Eu vreau să-i rog pe colegii din regie să ruleze niște fotografii pe care o să le explicăm. Nu se mai împart bani. Nu se mai putea. Păi am văzut că vor să desfințeze și postul de consilieri acum noul guvern de tehnocrați. Nu, decât să facă... Prin noua lege care vor să... Așa că nu o să mai avem consilier, să-i mutăm la Craiova, să ne ducem. Da, regional. Cu finanțele și așa ne-am dus la Craiova. Nu, atunci se vorbea de asta regional, da, de un consiliu regional și rămâneau și consiliile județene. Deci ar fi poate interesantă și structura asta de... Da. Da, spuneam, vreau să vedem niște fotografii din Motru, apropo de primar, de bani, de modul în care sunt cheltuiți banii, de campania electorală și de, bineînțeles, interese.
vedem un șanț săpat undeva în Motru. Ce credeți că este lucrarea care se face acum cu sârg? Este o lucrare care merge spre blocul domnului edil în funcție. Ce face? Domnul Hanu, care s-ar părea că nu mai candidează, dacă o să fie gata această lucrare care vedem a început încă de pe acum, va avea o rețea nouă, separată, o rețea proprie, să nu mai sufere atunci când în municipiu, eu știu, se mai întrerupe agentul termic, sunt probleme că, eu știu, este consumul foarte mare și na, nu ajunge din plin la toată lumea, așa că se face special cu dedicație pentru domnul Hanu această lucrare. Domnule Slapciu. Îi rog pe colegi să ruleze, că mai avem câteva fotografii. Deci, într-adevăr, dintr-un punct termic, iată, în spate este punctul termic. Așa. Da, și merge exact la blocul, merge acel șanț prin care, bineînțeles, o să fie introdusă, Domnul primar au grijă și de, și de localitate din blocul respectiv. Nu, păi, da, uitați-vă că mai sunt încă două, trei blocuri până ajungem. Sunt blocuri, dar n-au treabă, pentru că dumnealor au presiune, n-au treabă. Nici o arteră spre alte blocuri. Deci duceți direct acolo, cred că în blocul respectiv, da. Bine, poate este un bloc cu probleme, cel al domnului primar, o să încercăm. Putea să fie de irigație, că pentru asta termic trebuie să fie la 80 de centimetri. Nu este terminat. Nu trebui, este la început de parte, gluma, vreau să întreb serviciul urbanism, doamna care conduce acest serviciu, dacă are autorizație. Pe domnul dacă finul de la OATA, finul de la OATA, domnul Corcoață, poate ne și vedeți, poate intra și în direct, lăsați Facebook-ul, că n-are, nu va duce mare lucru, și ne-ați putea spune când introduceți conductele respective, pe banii cui și de ce așa, cu o încredințare directă, că aș putea să mă adresez celor de la CEZ, să mai căutăm un punct termic, nu un punct termic, un punct electric din ăsta, în care să facem o branșare directă și de acolo, ca să nu mai fie niciun fel de problemă cu scăderea de tensiune. Iată că mie mi se pare jenant. Dacă acest, și credeți-mă că din punctul meu de vedere că acolo se îndreaptă către blocul respectiv. Păcat de spațiul ăla. Se reface spațiul verde, se reface repede, pentru problem. Că direcția publică, să știți că i s-a alocat 10 miliarde pentru iarba de acolo pe care o vedeți. Cam mult. 10 miliarde cam anul ăsta din buget. Iarba, simplă. Probabil da, că poate pun un gazon din ăla special, cum au pus domnii de la municipiul Târgu Jiu, în parcul s-a central. Creat un, am spus-o și mi-asum responsabilitatea asta, pentru că am dovezi clare. Curtea de conturi a arătat în enumate rânduri ce se întâmplă la Motru. S-a creat un grup infracțional la Motru, credeți-mă, și nu sunt vorbe, sunt vorbe mari astea, grup infracțional. Atât din cât Finu, Nașu, să știți că sunt oameni care nu au autorizație de construire la Motru pe spațiile Consiliului Local. E un grup familial, vă rog frumos, nu e infracțional, familial. Vreau să vă spun că chiar ieri discutam asta la un post de radio și a intrat după mine, că se face tot timpul... La familie, adică. Îmi spunea lumea ce ați făcut dumneavoastră în Motru. Eu aș vrea să spun că în Motru am construit două fabrici, care din 99 și până acum au plătit sute de miliarde la bugetul de stat și local. Iată că am construit ceva în Motru și sunt în stare să mai fac încă două, trei fabricuțe, pentru că am studiu de fezabilitate făcut gata și nu trebuie să mai plătească primăria sau oamenii din municipiul Motru bani pentru aceste studii. Mai mult decât atât, dintr-un buget aproape de 900 de miliarde în 2004, avem aproape 390 de miliarde acum. Păi de asta nu mai candidează domnul primar Hanu. Spune, domnule, am avut 1000 de miliarde în 2004, mai am 390 de miliarde. Cui să dau banii ăștia eu? Cui să împart? Pentru că în bugetul de pe 2016 n-a dat, am spus-o, nici măcar pentru reparația unei școli, un leu. Nici măcar pentru reparație. Pentru spital am văzut că a alocat acum cam cât a alocat anul trecut pentru panseluțe. Deci vorbesc foarte. Anul ăsta n-am văzut în buget, mai cumpărăm
prigoroi în sus, la cota 800, să ne îngropăm morții. Credeți-mă, vă spun că este un lucru... Deci e dramatic ce se întâmplă. Dacă plouă, oamenii se duc să-și plângă morții, vin de a, nu știu, de a, se dau așa pe, prin nămolul la care există acolo, în acel cimitir. Nu se investesc bani decât așa, bugetul se face pe genunche, în 20 de minute, 30 de minute se aprobă și după aceea mergem la cârciumă. La cârciumă sărbătorim pentru că din totdeauna, și să vă mai spun un lucru important, că mi-ați ridicat mingea la fileu. Păi vă mai spun un lucru, faptul că participă vreo 19 candidați s-au înscris în cursa electorală pentru primăria municipiului Motru și sunt și independenți, să știți, care s-au înscris pe liste, i-a dat de gândit domnului primar, zis, domnule, dacă nu mai am consiliu local ca să fac ce vreau eu cu el, cum am făcut în 12 ani, ce aș putea să mi fac în 2016-2020? Pentru că banii nu mai mi-aparțin, proiectele nu mi se mai aprobă. Pentru că el, ca și domnul Cârciumar, am înțeles, el inițiază toate proiectele în consiliul local. Deci toate proiectele din consiliul local sunt inițiate de domnul primar Anu. Nu există alt nume. Nu există alt proiect de hotărâre făcut pe numele altcuiva. Dacă te duci cu un proiect acolo, nu ți-l bagă nici măcar pe ordinea de zi. După două săptămâni de zile, vine și îl reface dumneavoastră și spune, domnule, e al meu proiectul. Da, din păcate în campania electorală se întâmplă tot felul de minuni din acestea. Se întâmplă ca domnii primari să găsească bani prin buget și să ducă bătrânii în câte o plimbărică, la o mănăstire, să facă o masă, să facă o chermeză, să le aducă niște lăutari și așa mai departe. Și acolo e vorba tot de bani publici, din păcate. Astfel de evenimente nu ar trebui și ele interzise nu chiar în anul electoral, dar măcar cu câteva luni înainte, domnule Angheloiu. Există o lege care spune foarte clar ce poți și ce nu poți să faci. De aici încolo e treaba instituțiilor abilitate să pronunțe asupra legalității unor astfel de activități, să le numesc așa, sau a ilegalității lor. Cred că acest aspect trebuie foarte bine fundamentat, fiindcă mă rog, se pot crea adevărate curente, să zic așa, vis-a-vis de ceea ce poate să facă cineva sau ceea ce nu poate să facă cineva. Și în mod cu totul și cu totul artificial. Când ai la dispoziție, eu știu, niște bani, un buget care îți permite să, eu știu, să organizezi niște manifestări legate de zilele orașului sau de zilele, mă rog, cred că este corect să faci treaba asta cu decență, cu responsabilitate și în temei legal. Dar câtă vreme aceste manifestări poartă o conotație în prag de alegeri electorale, deja lucrurile astea trebuie să dea de gândit. Acum, aici intervin cei care se pot din oficiu atenționa sau imediat, în secunda a doi, din oficiu, se pot atenționa vis-a-vis de aceste manifestări sau pot să meargă mai departe ca și cum nu s-a întâmplat nimica. Încă o dată revin, cred că trebuie, din punctul ăsta de vedere, deși eu cred că pe zi ce trece, tot mai puțin este adevărată această sintagmă, cu dura lex sed lex, legea e dură, dar e lege, trebuie respectată și dacă nu este respectată, trași la răspundere cei care nu respectă de cei care sunt instituiți să facă acest lucru. Numai legea poate să îi limiteze vis-a-vis de aspectul ăsta. Că altfel, ei au curajul, merg pe intimidare, așa cum am văzut vis-a-vis de exemplu care l-ați dat cu cetățenii din nu știu ce comună care le e frică să facă și atunci chestiile astea perpetuează o anumită stare de fapt. Da, acum constat că este foarte oportun programul lansat de PNL, lege și locuri de muncă. Deci, într-adevăr, respectarea legii și crearea de locuri de muncă, eu le consider priorității de ordin zero. Dar vreau să adaug, să completez ce a spus
Păi, asta este. Proiectele... Sunt și proiecte, deci acolo... Aș vrea să fac o mică, o scurtă paranteză de 20 de secunde. Am fost astăzi în piață. În Piața Mare. Era ANAF-ul acolo. Știți care a fost urmarea? S-a închis sala de cală. Nu. Da, ce? Hala a închisă mai de mult. Niște cei care, cei care vindeau acolo la ăstea fugiseră toți. Nu mai puteai să cumperi... Micii producători ăștia. Da. Nu mai puteai să cumperi nimic de la tarabe. Mici intermediari. Da, intermediari. Fie... Deci, ăsta e... Mă rog, a fost ilară treaba, dar e o chestiune care, dacă o adâncești, îți spune clar cum stau lucrurile la noi în momentul de față. Trebuie să faci o distinție. Trebuie și aici făcută ordine. Trebuie să faci o distinție aici. Nu poți să-l iei pe ăla cu două legături de pătrunjel, să-l pui la... Păi, au luat-o așa, unul după altul. Da, dar știți cum unul după altul comercianții din piață și lăsăm angrourile, lăsăm marile centre comerciale. Dacă ești un om corect, nu ai de ce să fugi. Lanțurile și așa mai departe. De marcați, le păi și atunci ce facem cei care avem case de marcat și plătim impozite? Bine, și atunci să nu mai... Deci aici fiscalitatea trebuie să respectăm legea. Să nu mai avem produse de la țărani, că țăranul cu câteva legături de verdeață nu o să-și ia niciodată. Țăranul autentic are certificat de producător și pe baza aceea poate să vândă în piață, nu-i trebuie casă de marcat la țărani. Păi să știți, certificate de producători au și... falși, păi, dacă le au, de ce fug? Dar problema fiscalității, cum o spune domnul Slapciu, cum eu plătesc lună de lună și dumnealui impozite de nu mai știm de noi, de ca și mărime vreau să spun, și nu sunt dator un leu la stat, așa trebuie ca fiecare, că e mic, că e mare comerciant, care are o tarabă, care are un butic, care asta, trebuie să libereze bon fiscal, să dea bon fiscal. Pe noi ne interesează cum sunt cheltuiți banii noștri. Asta e problema. Bineînțeles, că în momentul în care plătesc, trebuie să știu cum îi cheltuiesc. Cheltuie, pentru că am luat banii aia din cote aștii de motorină. Ei, trebuie să cerem după 26 de ani. Unde să cerem după 50? Păi unde să se ducă? Parte din ei am văzut în conturile și buzunarele unor oameni. Așa ar fi corect ca toți să fie conștienți de faptul că trebuie să contribuie la stat, da? Unii care să elibereze bon fiscal, alții care să-și plătească taxele și impozitele, iar după ce s-au strâns banii, să fim consultați la împărțirea lor. Dacă noi ne ducem și... Stimați colegi de plată, ce facem cu cei care au certificate de producători, dar au fugit acum? Păi nu, ăia nu erau pârliți, erau pârâți producători. Aici ai probabil un certificat de producători. Și atunci vine și face concurență neloială cu cel care vinde corect. Sau intermediari ăștia care impun niște prețuri de nimic. Vine din Dol și de nu știu unde, de la Plenița, din Dol sau de la Unirol. Da, vine și are certificat fals, că ați văzut că s-au făcut mii de certificate și cel care vânde din Târgu Jiu corect și plătește impozite, una, are concurență neloială, îi se strică... puțin, din Târgu Jiu care produce unde? Pe bloc? Chiar dacă nu produce, dar el vânde pe piață, pe case de marcat, ia dintr-o parte și vânde, asta este. Păi ăsta nu mai e producătorul. Păi nu producător discutam de cel care își plătește taxe și impozite. Pentru că să știți, de multe ori, și au fost materiale de presă, au fost reportaje pe acest subiect, de multe ori țăranul nu are loc în piață, tocmai din cauza intermediarilor. Pe lângă piață, pe acolo, îl așteaptă intermediarul și ia produsul la preț de nimic. Aia e problema. Asta e problema. Asta e mare. Păi, dar trebuie să le vinde obligat. Așa că trebuie să le dea. Le vinde obligat. Dacă discutăm de alternativă, că tot discutam de minerit, păi de ce n-au creat oamenii ăștia care conduc Gorjul de 26 de ani alternativă? Să avem în piață roșiile noastre din Gorj. Să le dăm tinerilor să aibă... De unde să le dăm când ei n-au... Ați văzut, acum o să fie în magazine 50%, spuneți. Și acolo fac cei produse mari românești. Retailer fac... Este un lucru bun, să știți că în afară produsele... De fapt, sunt departajate. Produsele bio sunt mai scumpe, dar sunt și cumpărate de cei care vor... să mănânce sănătos și pun accent pe... Dar să nu fie numai etichetele românești și restul să fie tot... Este posibil și asta. Asta am văzut iaurturi românești produse prin țările vecine. Da. Nu mai avem, din păcate, timp în această seară. Vă mai aștept aici la Dilemele Zilei. Mulțumesc mult pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Jurnalul în câteva momente. Numai bine!